Elevii școlii de jandarmi efectuează stagiul de practică într-o perioadă deosebită în România, fiind acum în stare de alertă. În acest timp, cei 6 parcurg 2 etape de pregătire, una teoretică și una practică. Acest stagiu de practică are un caracter practic aplicativ, iar principalele modalități de pregătire sunt însușirea modului de acțiune în cadrul elementelor de dispozitiv, studiul individual, participarea la misiunile încredințate. Elevii aflați în practică în județul Telorman învață de la colegilor modalitățile prin care trebuie să se respecte ordinea și liniștea publică. Ei se asigură împreună cu ceilalți colegi că regulile impuse de starea de alertă sunt respectate. Înainte de a legitima o persoană, mai întâi trebuie să o interceptăm. Și ca să interceptăm o persoană, trebuie să știm că interceptarea este o măsură cu caracter preventiv, prin care îi solicităm unei persoane pe un ton ferm să se oprească din activitatea pe care o desfășoară în momentul de față. Sunt destul de social cu noi, ne ajută, ne îndrumă spre îndeplinirea misiunilor cât mai bine posibil. Prima dată facem o perioadă de teorie, după care vom ieși alături de colegi a pune și în practică teoria. Cei 6 elevi jandarmi au depus jurământul militar față de țară de Ziua Eroilor, într-un cadru restrâns impus de condițiile referitoare la distanțarea fizică.